Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Serials de Hearthstone Info Video, episodul în care dau informații diverse despre canal. Astăzi vom juca cu un paladin mid-range control, cam între acolo. E destul de bun versus Cancer Mage și Cancer Huntard. Așa că vom juca să vedem ce se întâmplă. În primul rând v-am rugat pe Facebook să îmi puneți ce întrebări vreți și acum le voi citi pe toate, aproape toate, nu chiar pe toate, pe rând, să vedem ce se întâmplă. Ce spuneam, am căzut cu Huntard. 110 întrebări. De ce nu încerci o serie cu un MMORPG? Pentru că nu este genul meu, nu prea am jucat acest gen de jocuri și ca să mă apuc, dacă m-aș apuca de un gen de joc, eu sunt genul care joacă 2 minute și pe urmă se lasă și pe urmă iar mă joacă 2 minute. Dacă mă apuc eu să joc 3 luni, mă joc în continuu și am și bacul anul ăsta, în primăvara asta și nu vreau să mă apuc de așa ceva, poate la vară, în fine. Următorul, dacă îmi faci 16, ar băga modul arbitru career mode. Da, am face această serie. Să fim tumoară și să facem decizii corecte. Altceva, upgrade de League of Legends, e la fel ca mai sus, același răspuns. O să încep și alte serii, momentan nu plănuiesc să încep alte serii. O să doar duminica sunt în diferite jocuri random care apar. George Bogdan, vreau să apară ăsta în video. Nu se poate. Ce părere ai despre liceul Grigore Moisil din Urecen, unde înveți? Este un liceu foarte bun și cu profesori foarte buni. Poate să poată să uite cineva, de la, poate să uite profesorii mei la videoclip. Nu, no, glumesc, este un... chiar un liceu foarte bun și... În 4 ani nu a existat nimic care nu mi-a plăcut aici. Fă și tu o carieră de jucător, faci 15... Sunt curios la ce echipare ajunge ca să abia în junior. Nu am, din nou, același lucru ca mai sus, nu am timp să fac încă o serie. Încă o întrebare cu League of Legends, din nou trecem peste ea, mai vreau FIFA, aveți orarul unde scrie, nu se schimbă momentan. Încă mai joc CS 1.6, nu, n-am mai joc CS 1.6 de vreo 3 luni și cred că l-am instalat. Ce microfon ai și faci tu o serie de face rig? Nu știu cu ce e jocul ăla. În fine, are Cristi Gagică. Dacă o fată cloată de preot în beci se pune, da. Joacă Far Cry 4, mă gândesc că asta e pentru duminica specială. Poate, nu știu, o să iau în considerare. Fă Counter-Strike 1.6, nu. Când vei, am spus într-un videoclip mai vechi de ce nu mai joc, de acum vreo 2-3 săptămâni. Când vei face stream jucând CSGO, când să am internet bun, pentru că acum nu merge. Vei face în viitor CSGO sau alte jocuri subscribe de pe YouTube, Twitch, da. Am mai făcut asta. Pentru că Call of Duty sucks, da? Bună întrebare. De ce nu... era răspuns la de ce nu joci Call of Duty. Da, a răspuns Liahovic și Richard în locul meu. Degeaba scriu că nu-l citește Smiley Face. Dacă... Te gândești puțin, dacă Smiley Face ar fi roșie, ar fi fața exact ca lui Red John din Mentalist. De ce nu mai joci 1.6? Am spus în videoclipul în care am anunțat că nu mai joc 1.6, pur și simplu nu mai mă distrez când mă joc și nu pot să finez un joc care mă distrez. Ce părere ai despre Price Range? Am spus în videoclipul din Ultimate Team. E benefic, dar nu acum. A fost foarte benefic în începutul jocului, la fa 15 chiar la început acolo ca să lucrez ca jucătorii foarte mult. Va fi bună dacă va băga din nou în fața 16, chiar la început. Însă acum că a băgat la jumate, am pierdut și destul de mulți bani și nu prea mi-a convenit. Ce notă primește Alien Isolation pe o scară de la 1 la 100, mai fi la cât de horror e? Sincer, ca joc, pe total eu aș da 9.50. De exemplu, ai pe de-o parte Outlast, însă când te joci Outlast, e mai mult horror, pur și simplu asta te sperie, decât să fii implicat în poveste și momentele acelea în care trebuie să te chinui puțin. Pe când Alien Isolation trebuie să te chinui puțin, e și horror, dar
Are și partea asta cu crafting, care faci flash-uri, faci smoke-uri și asta îmi place mai mult ca joc de groază Alien Isolation. Deci da, cam 9.50, dar cât de înfricoșător e, undeva la 8.50, nu e cel mai înfricoșător joc posibil. Mănânci spanac? Nu. Probabil mi-a văzut mușchi în videoclipuri și de asta l-am întrebat. Sau de asta n-am scris mușchi. Aceeași întrebare, a nu, am citit eu aceeași întrebare, greșeala mea. Eu nu văd, adică nu pot să comentez ce se întâmplă în meci. Ar vedem aici cum am distrus un Huntard. Sau poate nu, să vedem ce se întâmplă mai departe. Ce alte serii o să mai faci? Momentan nu am nimic în descriere, în planuri, nu descriere. O ceartă aici cu de ce nu mai faci live stream și pe urmă sau ceva. În fine, nu am timp să fac live stream și internetul meu e prost și mai mult mă amăgesc când fac. De cât timp joci fotbal? De la vreo, eu știu, 6 ani. Da, 6 ani cred că jucam. Și știu că atunci, prima oară când de ce am făcut cel mai mult fotbalul, poate din cauza asta, jucam cu niște tipi care erau de vârsta mea, dar erau foarte zdravi la fotbal. Și erau momente în care îi băteam 1 vs 5, 1 vs 6. Și de acolo mi-a venit pasiunea asta pentru fotbal și acum joc cam o oră, două pe zi de obicei, dacă am timp sau dacă am chef. De unde ești Urziceni, care echipa ta din CSGO, Virtus Pro care tocmai a pierdut. Bă, cât, hai să nu începem, că pot vorbi o jumătate de oră numai despre meciul lui Virtus Pro, poate în seara de CSGO o să vorbim. A fost un episod cu rămas bun din 1-6, am făcut și l-aveți, chiar ultimul. De ce mai faci video cu Fari Moments? La 1000 de videoclipuri încărcate o să fac iarăși. De ce nu-l bagi și în seria de CSGO și pe Cristi? Deoarece Cristi n-are ce căuta, că nu știe jocul și e 0. De ce faci o serie de Dota 2 la fel ca la LOL? CSGO 1 cu 6 cu Fani sau Go? Nu știu, poate. Din nou, dacă aș face live stream, sau când o să fac pe la vară atunci, când am faci FIFA UT, e în descriere, joci și realitate, da. Faci promovări dacă da gratis. Nu, nu fac promovări, pur și simplu nu sunt genul care face promovări. Am și o propunere să faci o serie, că nu, am spus că iar nu fac serie cu jucătorul meu. Fumez și te-ai întâlnit cu Quick față în față? Nu și nu, deși aș dori. Poate la Dreamhack dacă vine, pentru că eu mă gândesc să mă duc. Te-ați de CS16, da. Chiar o să citesc toate comentariile ca să nu se simtă nimeni omis. Continuă cu 1.6, am mai spus. Seria de Survival Games continuă. Orarul e în descriere. O să-mi citești întrebarea. Nu, Darius. De ce nu faci o serie de The Forest? Pentru că jocurile astea ca The Forest, Rust, mi se par interesante la început, prima oră, două, dar pe urmă de mă plictisesc foarte repede și nu am chef. Ce părere despre Price Range am mai spus? Serie cu Grand Theft Auto 5 când apare? Când o să apară jocul pe PC, nu știu cât de curând. Crezi că în care cu asta cu să dea afară de la club? Nu știu, ca să bea junior e cam bea tot timpul, dar nu prea îl verifică directorii și speră că nu a fi dat afară. Dacă ai fi un cartof, ce cartof ai fi? E unul dalmațian. Eu sincer n-aș fi dalmațian, toată lumea știe că cartofii dalmațieni sunt cei mai răi. Și unul dintre cartofii, știți că cartofii au apărut în America de Sud sau America de Nord și au fost aduși din America de Nord în Europa și a fost o erupție de imensă a cultivării de cartofi. Eu aș fi primul cartof care a fost adus din America de Nord în Europa, același fi. Dacă l-a văzut cineva și s-a gândit, băi, să mănâncă chestia asta care seamănă cu pământul. Ai colaborat cu un YouTube mai zis cotat la abonați decât tine. Din nou, nu sunt genul care colaborează cu cineva în afară de prietenii foarte apropiați cu care mai joc CSGO sau diferite chestii. Joci League of Legends? Nu. Joacă Sam? Nu. Five Nights at Freddy's 3? Poate să apară din nou în jocul random de duminică. Încă nu am hotărât. Caută-mă, te rog, sun. N-am spus sun. Sun. Mare fan. Hai să facem un CSGO pe Skype. Nu intru pe Skype pentru că am foarte multe cereri și nu am timp. Dacă aș juca cu, de exemplu, cu tine, Cristiniță, atunci joci cu jocul toată lumea și n-aș avea timp. Mergi la Dreamhack, mai mult din meci? Oh my god, ne apropiem de final și trebuie să mă grăbesc. Trebuie să spună și mai repede și deja am citit repede. Mergi la Dreamhack, cu partida Breaz la Minerilor. Breaz la Minerilor nu și nu știu ce e aia, la Dreamhack da. Ce jocuri groază vei face? Eu vreau să fac Outlast 2 când va apărea și la și The Walking Dead. The Walking Dead când va apărea cu siguranță vei face și Outlast habar nu am.
Probabil voi nu înțelegeți nimic pentru că vorbesc foarte repede, dar încerc să mă încadrez în episod. Când vei termina Alien Isolation și care de-a fac 15, ce să continui? Nu pot să un cave care de-a fac 15 și Alien Isolation o să vedem noi. Când ai de găsit aș de YouTube, adică chiar dacă spui că nu de curând, tot se va întâmpla, zi te rog, nu știu, momentan nu vreau să mă las și nu cred că să mă las. Oamenii general de tineri de pe stradă te recunosc. Mi s-a mai întâmplat una dată, e Veran de la Teoretic și un băiat de la Sfânta mi-a zis salut Răzvan. Și a crezut că vrea să mă omoare, eram într-o poziție în care să mă bat cu el, dar... De fapt nu era Hitman și de fapt mă cunoște de acolo, dar nu mi-a zis că mă cunoaște, pur și simplu mi-a zis salut Răzvan și a trecut pe lângă mine. Ce ești de o serie de seasons la FIFA? Oh, well played, fuck! Ne apropiem de final. Nu, seasons la FIFA, serie cu Meti, nu. O să continuăm sezonul cu Arsenal. Hai că nu mai sunt chiar așa, ba da, mai sunt multe. Arsenal sau Borussia? Borussia, nealtate. Cum o duci? Bine tot. Mai joacă FIFA World? Nu joc, nu, n-am jucat niciodată. Și cam astea ar fi. Cât ai luat la simulări cu o întrebare interesantă? Și ca asta e ultima întrebare pentru că nu mai pot să răspund și la celelalte. Biologie 640, matematică 760 și română 830. În fine, aici este episodul, am vorbit cam repede, sper că ați înțeles. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați un like și să abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!